Bună ziua tuturor! Bună ziua! Bună ziua! Hello. Bună ziua! Bună ziua! Hello, everybody. Bună ziua, doamnei consilier prezidențial Diana Păun, domnului secretar de stat Dragoș Garofil, domnului Constantin Dina, domnule director Constantin Dina. Hello, Miliana, welcome. Miliana is director of the WHO office in Bucharest. Și, bineînțeles, bine te-am regăsit, Radu Gănescu, și mulțumesc pentru participare. Cred că este foarte important să avem reprezentantul, chiar liderul unei organizații foarte serioase a pacienților din România, mai ales că în România știm bine că nu sunt doar pacienți infectați cu noul coronavirus, din fericire, și sunt multe alte patologii care, într-un fel sau altul, au avut de suferit din punct de vedere al accesului la servicii medicale. După ora puțin mai târziu, ni se va alătura domnul senator, domnul dr. Laszlo Attila, președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Parlamentul României, și doamna dr. Adriana Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, care probabil că a fost unul, așa în ghilimele, dar și în realitate, dintre eroii acestei perioade din punct de vedere al gestionării, din punct de vedere tehnic, al sănătății publice, asupra căreia vom reveni, al pandemiei cu noul coronavirus în România. O să încep prin a o ruga pe doamna conferențiar Diana Păun, consilier prezidențial, să ne adreseze câteva cuvinte și ulterior o să încercăm să intrăm în dezbatere. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Domnule profesor Afila, stimați invitați, vă mulțumesc mult pentru invitație și vă felicit pentru inițiativă. Este o temă deosebit de importantă, pentru că, așa cum știți, între recomandările specifice de țară pentru anii 2020-2021 pentru România, se numără și o recomandare în ceea ce privește sistemul de sănătate, anume consolidarea rezilienței sistemului de sănătate românesc, inclusiv în ceea ce privește personalul medical și produsele medicale și îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate. Vreau să salut prezența atât a doamnei Miliana Grâbici, reprezentanta OMS în România, cât și a autorităților și, nu în ultimul rând, a asociațiilor de pacienți. Radu Gănescu este alături de noi în toate dezbaterile despre sistemul sanitar, mai ales că beneficiarul sistemului de sănătate în ultima instanță este pacientul și sintagma pacientul în centrul sistemului mi-aș dori să nu mai fie o simplă frază, ci să devină o realitate inclusiv pentru România. Suntem în acest format virtual impus de pandemie. Pandemia ne-a schimbat cu totul stilul de viață și cred că este momentul să ne ocupăm și despre lecțiile pe care ar fi trebuit să le învățăm în urma traversării acestei perioade dificile și care vor trebui valorificate în beneficiul sistemului de sănătate românesc. Doar atât un cuvânt de salut, o să-mi permit să intervin în dezbateri pe măsură ce ele se derulează pentru a mai puncta niște aspecte importante din perspectiva administrației prezidențiale pentru sistemul de sănătate românesc. Vă mulțumesc! Mulțumesc, vă rog și pe domnul secretar de stat, Dragoș Garofil, să ne spună două cuvinte. Bună ziua, domnule profesor, domnul consilier prezidențial, stimați invitați. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Consider foarte oportună această dezbatere la acest moment de răscruce în evoluția pandemiei în România. Cred că ușor, ușor trebuie să începem să tragem linie și să
tragem învățăminte din tot ce a fost și să ne pregătim cât mai bine pentru ce va urma, pentru că, așa cum s-a spus, nimic nu va mai fi la fel în sistemele de sănătate din întreaga lume și în organizarea sistemului de sănătate după această criză mondială. Încă o dată vă mulțumesc și aștept cu interes dezbaterea ce va urma. Mulțumesc și ca să fim echitabili, că asta echitabilitatea este un cuvânt foarte, foarte răspândit. Acum o să rog pe Radu Gănescu doar două cuvinte și ulterior o să invit pe doamna doctor Miliana Gârbici să vă spună un foarte scurt mesaj ca să intrăm direct în dezbatere în 2-3 minute. Mulțumesc frumos, domnule profesor, vă mulțumesc pentru invitație și ca de fiecare dată sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră. Salut pe toată lumea. Cred că suntem într-un moment în care chiar trebuie să ne schimbăm, cum spunea și doamna Diana Loreta Păun, ne schimbăm stilul de viață și cred că trebuie să schimbăm și sistemele de sănătate. Să învățăm, cum spunea domnul secretar de stat, și să plecăm împreună pe un drum pe care cred că ne va ajuta să găsim soluții cât mai bune pentru toți, în special pentru pacienți. Mulțumesc. Hello, Miliana. If you have two words as introduction, please. Thank you very much. Good afternoon to all. Good afternoon, esteemed the participants and speakers, and thank you for the invitation. Indeed, I can just echo the words said by previous speakers, as this is, I would say, crucial importance to think and plan for essential health services during this outbreak, and also to anticipate what is ahead of us and to plan well for it, for the sake of patients and for the sake of public health in general in Romania. Thank you very much. Thank you very much. Pe domnul doctor Constantin Dina nu-l invit în acest moment. O să am mult de lucru cu dânsul, o să am mult de discutat. Așa că cred că o să recupereze faptul că nu a spus încă nimic la începutul acestei sesiuni. Dânsul este de mulți ani șeful Corpului de Control al Ministrului Sănătății și cred că în această perioadă a avut foarte mult de lucru și ar putea să ne împărtășească din experiențele din teren. O să încep cu următorul subiect și o să vă rog să interveniți dacă considerați că tema vă este foarte familiară sau măcar familiară. Și aș vrea să încep cu o primă temă de dezbatere legată de practic de momentul zero al pandemiei, deci după ce în luna ianuarie am aflat despre existența acestei boli care părea foarte îndepărtată. Ne-am trezit în fața unei provocări pentru sănătatea publică care necesita câteva lucruri care lipseau în acel moment. Un mecanism de coordonare, era nevoie de finanțare și de capacitate de răspuns la nivel național, dar și la nivel local. În acel moment, domnul dr. Dragoș Garofil era consilierul primului ministru pentru probleme de sănătate și aș vrea să rog să ne spună câteva lucruri despre modul în care a resimțit atunci la început, în lunile ianuarie-februarie, această provocare, mai ales că la nivelul guvernului se integrau toate informațiile legate de această problemă. Mulțumesc, au fost într-adevăr niște luni de coșmar pentru mine, care cunosc îndeaproape starea sistemului de sănătate românesc. Pe hârtie, absolut toate datele erau împotriva noastră și văzând ce se întâmplă în țări cu sisteme de sănătate mult superioare României, eram extrem de pesimist de cum vor evolua lucrurile și cum vom reuși să ne descurcăm.
pe hârtie sistemul românesc, cum știm, este de 8-10 ori mai subfinanțat decât în țările din vest. Avem deficit de personal cu 2,8 medici la 1000 de locuitori față de o medie europeană de 3,4, cu o infrastructură de sănătate îmbătrânită, slab dotată, numărul de ventilatoare insuficient și vedeam în Italia cum mii și mii de pacienți ajung în terapie intensivă și au nevoie de ventilație mecanică, cu lipsa digitalizării în sistemul de sănătate, cu pârghiile Ministerului Sănătății în teritoriu, respectiv DSP-urile lăsate într-o subdezvoltare cronică, deprofesionalizate, demotivate, absolut toate lucrurile erau împotriva noastră, stocurile de echipamente și medicamente, stocul de rezervă era lăsat pe zero. Deci lucrurile se prefigurau a fi dramatice. Însă, cumva s-a reușit o mobilizare generală și absolut toți actorii, adică sunt mândru așa de cum această țară a reușit să se mobilizeze, pentru că de la simpli cetățeni la conducerea acestei țări s-au mobilizat 100% în managementul acestei crize și cumva am reușit să trecem prin această criză fără depăși capacitatea spitalelor, fără a depăși capacitatea de internare în terapie, cu, sigur, cu un număr important de decese, dar totuși, comparativ cu alte state, cred eu că stă mult mai bine, dacă se poate spune așa. Factorii care, nu știu, i-am putut aduce în favoarea noastră, paradoxal, sunt anumite componente pe care le doream a fi schimbate și toate recomandările internaționale, cam astea erau: a reduce numărul de paturi din spitale, a elimina spitalele pavilionare și cred eu că pentru România faptul că avem în continuare un număr de paturi mare comparativ cu alte state, suntem cred că pe locul 2 în Europa și aici e un alt punct important. Pe primul loc se află Germania, un stat extrem de dezvoltat, care nu urmează această recomandare de a reduce numărul de paturi și a păstrat sistemul orientat către îngrijirea intraspitalicească. Și la fel Germania a reușit, deși având un număr impresionant de cazuri, a reușit să treacă prin criză foarte bine. Deci eu cred că vor fi reevaluări ale acestei tendințe de a reduce numărul de paturi. Nu știu în ce sens se va decide, dar se pare că țările care au avut o infrastructură spitalicească mai dezvoltată au trecut mai bine prin criză. Și sigur, cred că un alt factor care a venit în avantajul nostru acest sistem subfinanțat și bolnav, să zicem, este faptul că personalul medical din România este antrenat cu situația de criză. Practic, sistemul nostru funcționează într-o stare de avarie permanentă și cred că absolut toți, de la medici, asistente, infirmiere, toți sunt obișnuiți cu situația de criză și au reacționat exemplar. A fost o mobilizare, chiar dacă o reticență minimă la început, apoi toată lumea, tot personalul medical a fost extrem de implicat și a reușit să rezolve majoritatea cazurilor și pentru asta le sunt recunoscător. În ceea ce privește managementul de criză, la nivelul guvernului s-a creat un grup
consistent de management, atât la nivelul Cancelariei Guvernului, cât și la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, la nivelul Ministerului Sănătății. Toate aceste grupuri au colaborat între ele, a fost înființat și un grup de comunicare strategică și cred că acest element este extrem de important într-o situație de criză. Comunicarea de criză cred eu că a funcționat bine în această perioadă, faptul că mesajele au fost unitare la nivelul guvernului și nu s-a vorbit pe mai multe limbi. Materialele sanitare și medicamentele care lipseau cu desăvârșire la începutul crizei și a fost o întreagă epopee de la Ministerul Economiei, la Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Sănătății, MEAIU, ONAC-ul, adică extrem de multe instituții s-au implicat în a rezolva penuria de echipamente sanitare, materiale de protecție care lipseau în România, dar lipseau absolut în toate statele și trebuia să concurăm pe piețele asiatice, îndeosebi cu țări mult mai puternice care reușeau să ne sufle absolut toate ofertele pe care le primeau în perioada aceea. Cumva s-a reușit să se treacă și peste această penurie și să asigurăm personalului medical materialele de protecție de care aveau nevoie. Zic eu că lucrurile au funcționat. Sigur, cum pot funcționa într-o situație de criză, învățând din mers, schimbând de mai multe ori deciziile sunt luate în dinamică în funcție de evoluție, pentru că erau extrem de multe necunoscute în lupta cu această boală și vedeți și Organizația Mondială a Sănătății a fost nevoită să schimbe practica și ghidurile de mai multe ori și este firesc să fie așa și asta este un lucru extrem de bun că pe măsură ce cercetarea științifică a reușit să definească mai multe lucruri, acestea au fost împărtășite în întreaga lume, nu a fost niciun fel de monopol pe informație în această perioadă și am avut acces la absolut toată informația și de asta îi mulțumim și doamnei Miliana pentru tot suportul pe care ni l-a oferit ca și consultant al Ministerului Sănătății în această perioadă. Vă mulțumesc. Mulțumesc mult domnului secretar de stat Garofil. Așa a fost o radiografie a stării de la începutul pandemiei. Acum sigur că multă lume se întreabă dacă măsurile care au fost luate atunci au fost cele mai bune, dacă au fost exagerate, dacă au fost insuficiente. Sunt tot felul de comentarii pe această temă, unele chiar grotește, a spune, adică am ajuns chiar în situația în care instituțiile în care sunt tratați pacienții infectați cu noul coronavirus și personalul de acolo, personalul medical, să fie asimilate centralelor de detenție, de exemplu, ceea ce mie mi se pare, nu știu, cu niște probleme care nu cred că ne putem discuta aici, dar oricum este inacceptabil. Acum, pentru că o avem pe doamna doctor Gârbici, o să vorbesc în engleză. Dr. Gârbici, hello again. I want to ask you, as representative of WHO regional office in Bucharest, which was your feeling regarding the development in and the way in which Romanian health system succeeded to face the challenges of this pandemic, and if you consider that the technical support offered by WHO
in Romania or in other countries, if it doesn't matter, was in a way. Of course, you are talking about your institution. It's normal it's a delicate maybe question, but on the other hand, please tell us if you consider that the performance of WHO in member countries should have another way, or it was appropriate for the given situation. In my opinion, you know, we discussed about this, was very useful, was supportive. The technical points offered by the WHO were those that country needed, and of course some small misunderstanding were also due to the lack of communication strategy in some sectors, and it is important to strengthen the position of WHO, in my opinion, in front of member countries at the end of this pandemic. Dr. Gârbiş, please tell us your experience regarding the Romanian response to this pandemic. Thank you, Professor Rafila. Thank you very much. I will have really to join the State Secretary's Garofil, let's say, statement and to really commend the Romanian government for all the work that the government have been doing, but also general public and Romanians for following government's recommendations and requests and really standing by this requirement, as this was for the best for their health and for the health of Romanians in general. And this was the only way actually to address this outbreak, as this is something that obviously no one was prepared for. And indeed, it doesn't matter if this is a wealthy country and if it's the country that has, let's say, advanced systems, or it's a less advantaged country. No one was prepared for this. This is very difficult times for all of us. Even though we are in the transition phase, still there is a lot of hell ahead of us. I would also like to stress that Romania managed to keep this outbreak at a level outside of hospitals, let's say, which means that, as you mentioned, Professor Rafila, at the beginning, that Dr. Pistolko will join us. He's a champion, a technical champion and hero of his response. The point was really to keep hospitals not to be overwhelmed with patients, actually, to keep positive patients outside of hospitals and to manage it, not to overwhelm the system. So Romania managed to do this, as you managed to develop this strong surveillance system to track and trace and test and isolate and quarantine patients. So this is something that should be commended definitely. The other thing is that I have to stress that we are not yet done with the outbreak response, nowhere in the world. As we can see that numbers are still increasing, and it's, if I look at, for instance, for epidemiological report, now we have more than 7 million cases globally reported and more than 400 deaths. For instance, for the past 2 weeks, more than 100 new cases have been reported each day. It shows us, it tells us that this pandemic is not over, but moreover, that we have to look into other aspects of response, as obviously the transition phase that we are in is going to last for some time, and probably until we have a vaccine developed and in place, and vaccine that has to be really accessible to everyone. We know that we do not have a specific cure for this disease. So that's something that we have to bear in mind. And that's something that we have to think of when we
design our measures to ease and to relax restrictions as we have to release and relax public health measures and social measures really to keep on going with our lives. But it has to be very well planned and based on evidence. Let me just also say that health systems around the world are being challenged by increasing demand for care of people with COVID-19. And this is also multiplied by fear, by stigma, but also misinformation and limitations on movement that disrupt the delivery of health care for all conditions. So when health systems are overwhelmed and people fail to access the care that they need, then what we see is that direct mortality from an outbreak and indirect mortality from preventable and treatable conditions, they increase dramatically. So this system, any health system ability to maintain on one hand the delivery of essential health services will depend on its baseline burden of disease, which so every country has to assess it, and the local COVID-19 transmission scenarios, but also the health system capacity as the pandemic evolves. I'm talking about these elements as again, saying that we are, it's not over and we are just in the transition phase, and we have to talk about essential health services that have to be provided on, while on the other hand, we have to keep on providing outbreak services, actually COVID-19 services. So when we once that we have community transmission under control, it is essential to strengthen the we call it in WHO, we propose that we apply this dual track of health service delivery, focusing on COVID-19 health services and recovery of regular services. So in this regard, health systems must remain ready to provide the full range of services that are needed to prevent, on one hand, diagnose and treat COVID patients. And this is this will require to significantly expand this surge capacity for public health and laboratory services in a rapid manner, but also to provide training and protection for staff on the front line. And the health systems must remain prepared for a potential upsurge of cases as we consider that this transition phase will be a dynamic phase, which will see less cases, but also upsurge of cases. And this will require elasticity in the use of acute and the intensive care facilities. On the other hand, the health system also needs to address demand for services that may have been crowded out to provide COVID-19 care during outbreak peaks. And although countries have taken, in Romania included, great care of to ensure that essential health services have remained available, there are increasing reports of low uptake of services. And this is due to disrupted service offerings, due to difficulties of taking advantage of new services, service delivery platforms, and State Secretary was also mentioning the digital health, but also fear of infection. And it is likely that most health systems will see an increase in demand for health services from delayed or previously foregone care seeking for acute conditions, then preventive health services and chronic disease management, but also bear in mind that increased demand will also appear from the long-term health impact of economic recession. Just to tell you, as your question was about approach and support provided so far, it's a living, let's say, phase, and it will be member states to evaluate and to look into what were challenges, what were gaps, and how we can all perform better. This organization is a member states organization. WHO is a secretariat of all the member states, and I'm sure that after this pandemic is over, we will have time to reflect on it and to see what worked well, what didn't work well, and how we can improve our work.
Thank you, Miliana. It's an important thing you finished with is this one, that the organization did the best taking into account the conditions and taking into account the challenges, which are enormous, and the pressure, because the pressure on the organization, it's not only on the health sector, but it's also political, financial, and so on. And in this condition, the organization succeeded to give technical advice to support the development of the diagnostic services in tens of countries, to give access to different kinds of medicine, and of course to give advice regarding how to organize the public health system in order to better respond to these challenges. Aș vrea acum să-l întreb pe Radu Gănescu, pentru că este o temă pe care noi am avut ocazia să o mai discutăm, a fost discutată și în spațiul public, câteodată partizan, și să încercăm să avem o radiografie corectă a situației. Știți bine că după decretarea stării de urgență a fost emis un ordin al comandantului acțiunii, domnul dr. Raed Arafat, referitor la modul de acordare asistenței medicale în spitale. Acel ordin probabil că ar fi trebuit să fie mai detaliat. El a fost detaliat a doua zi printr-o notă explicativă, și care limita accesul pacienților în spitale la cei care aveau într-adevăr nevoie de asistență medicală de urgență și, în plus, alte tipuri de afecțiuni ar fi trebuit tratate dacă situația medicală a pacientului necesita o intervenție medicală care să nu îi înrăutățească, adică să nu se ajungă la înrăutățirea stării de sănătate. A existat totuși un blocaj pe care trebuie să recunoaștem. Blocajul a fost cauzat, din punctul meu de vedere, de trei elemente. Unul a fost legat de oarecare ambiguitate a aceste ordonanțe, sau așa ceva, așa se numea, și care responsabiliza într-un fel cadrele medicale în ceea ce privește decizia tratării pacienților. Al doilea element a fost cauzat de reticența pacienților cu boli cronice de a se adresa serviciilor medicale datorită unei frici, care trebuie să o recunoaștem, a existat peste tot în ceea ce privește posibilitatea de a te infecta în momentul în care te adresai unui serviciu medical. Și cel de-al treilea element a fost legat de reticența personalului medical, care într-o primă etapă, știți bine, a avut un acces limitat la echipamente de protecție, pentru că nu existau stocuri. Iar pe de altă parte, aceasta s-a reflectat inclusiv la anumite cerințe care erau exagerate, cum ar fi testarea tuturor pacienților atunci când se prezentau la un consult sau la o intervenție medicală. Unele dintre aceste bariere încă există, dar aș vrea să rog pe domnul doctor să ne spună care a fost percepția pacienților, ce cred dânsii că ar fi nevoie să facem în perioada următoare. Și ulterior vreau să vă spun, așa ca să știți la ce m-am gândit în continuare, o să rog pe doamna doctor Diana Păun să ne spune câteva lucruri legate de integrarea la nivelul administrației prezidențiale a acestei problematici, pentru că ea a presupus mai multe zone de intervenție, mai ales în timpul stării de urgență, când era clar că președinția României avea un rol extrem de important în coordonarea eforturilor. Și ulterior o să-l invit pe domnul doctor Dina să ne spună câteva dintre constatările din teren legate de situația din timpul pandemiei. Până atunci aș vrea să întreb dacă dintre ceilalți doi invitați a mai conectat cineva, domnul senator Laszlo Attila.
Da, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Eram conectat, dar nu știu de ce nu eram pe panel. E regulă. Dacă vreți să ne spuneți două cuvinte, de bun venit și imediat vă introduc și pe dumneavoastră în discuție. Domnul profesor, eu aș începe cu lucrul cel mai important. Aș profita de această ocazie să vă mulțumesc dumneavoastră, doamnei Adriana Pistor și celorlalți colegi cu care am avut ocazia și am avut privilegiu să mă consult în tot acest timp. Trebuie să vă mărturisesc că aceste consultații mi-au fost acordate începând cu luna ianuarie. Și cred că este momentul de a vorbi și despre un alt aspect. De multe ori, scopul acestor consultații a fost o analiză a greșelilor făcute de celelalte țări în gestionarea acestei probleme, urmând ca să luăm măsurile ca să nu repetăm aceleași greșeli care le-au făcut alții. Și aici aș dori să vă felicit pentru această atitudine și, în primul rând, domnului profesor Rafila, pentru că din prima clipă, de când au apărut primele informații, problema a fost gestionată ca și o epidemie. Indiferent care a fost poziția instituțiilor internaționale sau altor instituții, au fost introduse pe de o parte acele măsuri care se impuneau la momentul respectiv și ca și rezultat suntem în situația în care datorită eforturilor făcute, datorită solidarității și efortului corpului medical și de ce nu, datorită disciplinei populației, cred că suntem pe un trend descendent foarte sănătos și am evitat acea catastrofă care ne păștea în orice minut. Și, bineînțeles, după o perioadă de două luni jumate, e bine să discutăm și despre anumite concluzii, pentru că vrând nevrând au apărut o serie de probleme legate de capacitatea noastră de adaptare, legată de infrastructura noastră, legată de lipsa anumitor servicii care se impuneau a fi mai funcționale în astfel de situații. Și atunci când discutăm aceste lucruri și vom ajunge la acest capitol, atunci permiteți-mi să intervin din nou, pentru că se impun anumite modificări, inclusiv la nivel legislativ, în acest sistem. Pe de altă parte, cred că atât domnul secretar de stat Garofil, cât și fostul secretar Tătaru și actualul ministru Tătaru au gestionat foarte corect această situație cu criticile inevitabile care au apărut în decursul acestei perioade. Și aș dori să vă felicit pentru această atitudine de care ați dat dovadă. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnului senator, mulțumesc și pentru aprecieri și o să rog pe Radu Gănescu să încerce să ne spună cum s-au simțit pacienții cu boli cronice în această perioadă și să poate să ne dea deja una, două idei de dezbatere, de discuție sau sugestii de îmbunătățire și pe viitor, dar și imediată a accesului la servicii medicale. Mulțumesc, domnule profesor. Pot să spun că ați enumerat mult mai bine decât mine unele din situațiile cu care ne-am confruntat în această perioadă și cred că, da, o să fiu un pic personajul negativ, dar în ideea în care suntem la o discuție de unde trebuie să învățăm niște lucruri și de unde trebuie să ne gândim pe viitor cum să fim mai funcționali și mult mai în avantajul sistemului de sănătate și al pacienților. Radu, numai puțin, vreau să vă mulțumesc. Vreau să spun că asta este ideea prin care funcționează Institutul Aspen. Noi nu suntem o platformă de, în care toți trebuie să avem aceeași părere. Suntem o platformă de convergență unde căutăm soluții, unde invităm toată zona administrației publice, toate instituțiile, vedeți, președinția, parlamentul, guvernul, neapărat reprezentanții, cum sunteți dumneavoastră,
ale asociațiilor de pacienți, instituțiile internaționale, mă refer la Organizația Mondială a Sănătății, dar și industria. Să știți că industria ne privește în momentul de față, pentru că multe dintre deciziile de viitor, probabil ale industriei, dar pe de altă parte și suportul pe care îl dau în mod constant, având această responsabilitate socială care constituie una dintre elementele de bază în funcționarea multor companii farmaceutice sau de echipamente sau dispozitive medicale. Deci noi aducem toată lumea la masă, trebuie să discutăm despre probleme și să încercăm să identificăm soluții pe care eventual să le sugerăm autorităților sau celor care au nevoie de ele. Vă rog. Corect. Și pentru acest lucru eu vă mulțumesc și aș începe prin a spune că mi-aș fi dorit ca exact această platformă pe care o avem acum și discutăm să se fi întâmplat și în perioada în care s-au luat anumite decizii în stare de urgență sau în stare de alertă, pentru că noi ca societate civilă, ca pacienți, întotdeauna ne-am pus la dispoziție toate informările care le-am avut, toate sesizările care le-am avut în timp real către autorități pentru a găsi soluții atunci și nu peste 3 luni sau 4 luni. Și pe acest lucru vreau să încep prin a spune exact cum a spus și domnul secretar de stat, am plecat dintr-un sistem cu anumite probleme, subfinanțat, cu resursă umană limitată, cu spitale supraaglomerate de pacienți, de pacienți cronici sau de pacienți acuți, și era clar că orice decizie va avea un impact, un impact major asupra sistemului de sănătate, un impact major asupra pacienților. De aici credem că era nevoie ca în aceste discuții să participe și reprezentanții pacienților, dar asta este doar ca o, din punctul meu, ca o recomandare pe viitor pentru a lua anumite decizii în timp real. Și ce înseamnă pentru noi decizii în timp real? Vă pot da exemple, ca și începe cu un exemplu. În momentul în care la Suceava a intrat Suceava, Spitalul Suceava a fost închis, intrat în carantină, medicii, din păcate, infectați, am avut foarte multe categorii de pacienți, pacienți cronici, pacienți cu boli rare, care pur și simplu au rămas în aer, neavând nicio soluție de tratament, de, inclusiv de consult cu medicul, pentru că medicul respectiv era în carantină. Deci lucrurile au fost un pic haotice și de aici se vede marea diferență dintre deciziile la nivel național, deciziile care s-au luat la București și ce s-a aplicat la nivel local. Neexistând o pregătire, neexistând un circuit sau un protocol prin care cei de acolo să găsească soluții, a trebuit prin intermediul nostru, împreună cu Casa Națională de Sănătate, să găsim soluții, să creionăm un grup de lucru acolo, prin care pacienții să fie redirecționați către alte spitale sau către alți medici. Lucrurile astea au mers foarte greu și a putut să rezolvăm anumite lucruri în timp real, alte nu le-am rezolvat, dar probabil dacă am fi fost cumva implicați mai mult împreună cu autoritățile, lucrurile ar fi fost mai clare. Care este problema? Problema este că nu am învățat din lucrurile trecute. În momentul când se dau anumite reglementări, ordine, norme, este foarte bine să le comunici, dar este foarte bine să nu le lași interpretabile. Iar din punctul nostru de vedere, foarte multe din aceste ordine au fost interpretabile și fiecare manager, fiecare spital sau fiecare medic le-a tradus în funcție de cum a considerat sau cum a crezut că este benefic pentru spitalul respectiv. Lucruri care au creat panică. Și vă dau alte exemple, sunt medici de familie care n-au vrut să emită rețete pacienților, chiar dacă se putea face acest lucru. Sunt spitale unde au cerut ca pacienții să vină personal în spital pentru a primi tratamentul, nu neapărat aparținătorii. Deci lucruri care chiar de la București erau reglementate într-un sens sau în altul, la nivel local interpretarea a fost diferită. De aici, din punctul nostru de vedere, cred că ar trebui să învățăm pe viitor în momentul în care aplicăm niște reguli. Ce aș vrea să mai comentez este faptul că se vede cât de mult contează ca personalul medical să fie pregătit. Știm că în țările din Europa, în țările la care ne uităm, vedem că periodic, în fiecare an sau la 6 luni, personalul medical, asistente medici se duc la tot felul de congrese, participă la tot felul de workshop-uri și se pregătește permanent pentru eventuale situații în care s-ar putea afla. Credem că, din punctul nostru de vedere, autoritățile din România, statul ar trebui să gândească ca să-și pregătească personalul, să-l facă mai performant, pentru că este nevoie ca acest personal specializat să fie
pregătiți să se înfrunte cu orice fel de situație și din păcate am văzut cum în marea majoritate a situațiilor cei mai mulți care erau infectați erau personalul medical, iar pacienții care se infectau, se infectau din spitale. Și aici credem că trebuie să schimbăm din tot ce înseamnă circuitul în spitale, din tot ce înseamnă reguli și mai ales reguli epidemiologice. Și am să vă dau un exemplu, am vorbit cu un tânăr doctor epidemiolog și mi-a spus: m-am chinuit luni de zile să conving un medic anestezist să nu mai intre în sala de operație cu lanțul, cu ceasul, cu orice alte lucruri care ar putea să fie purtătoare de orice altceva. Deci trebuie să învățăm, nu numai noi ca pacienți să fim preventivi, dar trebuie să învățăm și noi ca personal medical, și aici mă refer la toată lumea, să știm să fim mai precauți pe viitor. Pentru că asta este viața, ne confruntăm cu tot felul de lucruri mai bune sau mai puțin bune. Aș avea foarte multe lucruri de spus, dar nu vreau să ocup eu tot timpul și cred că mai bine vă las pe dumneavoastră din punct de vedere al specialiștilor, dar așa cum spuneam, oricând suntem la dispoziția autorităților, la dispoziția dumneavoastră și trebuie să ne gândim că pacienții cronici au avut de suferit foarte mult și să nu luăm aceleași decizii și în viitor. Aș avea de vorbit și despre accesul la medicamente, aș avea de vorbit și despre alte lucruri, dar cum spunea și domnul Laszlo Attila, cred că anumite lucruri ar trebui să le reglementăm prin lege. Mulțumesc, este foarte adevărat ce spuneți. Includerea în decizii a reprezentanților pacienților cred că este de dorit, dar aici am un mic comentariu de făcut. Ideea este următoare. Sigur, deciziile au fost în cea mai mare parte bune, necesitau în unele dintre ele probabil mai multă transparență și mai puțină ambiguitate. Să știți însă că și noi, ca și specialiști, uneori am participat doar cu prezența la luarea unor decizii, adică deciziile au fost luate uneori, practic nu neapărat în concordanță cu ceea ce gândeam noi și chiar spuneam. Și probabil că aici avem încă de lucru la transparentizarea procesului de decizie. Este adevărat, decizia trebuie luată rapid în astfel de situații, rapiditatea este esențială, dar ea nu trebuie să neglijeze alte aspecte. Adică eu să încerc să traduc lucrurile pe care le-am spus. Una este să discutăm despre prioritate, care era în mod clar infecția cu noul coronavirus, dar acest lucru, focalizarea pe aceste probleme, nu trebuiau să producă afectarea accesului, de exemplu, la servicii a pacienților cu boli cronice, lucru care trebuie să recunoaștem s-a produs în unele locuri și datorită lipsei de coordonare între decizia de la nivel central și modul de aplicare sau de înțelegere a ei la nivel local. Dacă permiteți încă o frază, domn profesor, unul ar fi că anumite centre care s-au închis și pot să dau un exemplu clar, Colentina este unul din singurele 2-3 centre din țară care tratează o anumită patologie, o boală rară. Prin închiderea anumitor centre nu s-a găsit soluția ca acei pacienți care dependeau regional de o zonă să găsească un alt centru unde să se trateze. Lucrurile astea trebuiau făcute înainte de a închide sau de a bloca anumite spitale. Asta ca prim exemplu. Și un al doilea exemplu, inclusiv la ora actuală, în timp ce vorbim, pacienții cronici nu știu dacă trebuie sau sunt obligați să se ducă în spitale cu testare COVID făcută sau fără testare COVID sau cine o decontează. Încă nu este clar ce trebuie să fac. Este foarte clar acest lucru. Din păcate, unele spitale fie nu înțeleg, fie fac un abuz, cum a fost situația de la Galați, care a fost mediatizată, în care au fost solicitate teste care să fie plătite de pacienți. Categoriile care beneficiază de testare gratuită sunt precizate foarte clar de către Institutul Național de Sănătate Publică. Se referă la persoanele simptomatice, indiferent orice persoană simptomatică are acces la diagnostic gratuit și încă câteva categorii, să spunem cum ar fi pacienții oncologici înainte de terapie.
În rest, spitalele nu au de ce să solicite acest test. Dacă solicită însă acest test, atunci ei trebuie să asigure resurse pentru efectuarea acestui test, pentru că altfel nu putem să intrăm într-o logică în care toată lumea se testează într-un program fără niciun fel de argument din punct de vedere epidemiologic, chiar fără niciun fel de argument, bazat doar pe o așa zisă frică sau precauție excesivă în condițiile în care personalul medical are echipament de protecție. Deci lucrurile astea, aici probabil că o să ne spună mai mult domnul doctor Dina, apropo de astfel de situații. Așa cum am spus, o să invit pe doamna conferențiar Diana Păun. Președinția a jucat un rol extrem de important în toată această perioadă, odată cu decretarea stării de urgență, data de 15 martie, o serie întreagă de elemente care au făcut funcțional sau au trebuit să facă funcțional un sistem ca să poată să răspundă unei astfel de provocări, au fost integrate și coordonate la nivelul președinției și eu vreau doar să enumăr câteva dintre elementele care cred eu că reprezintă elementele de bază ale răspunsului unui sistem de sănătate. Deci buna guvernanță, coordonarea între autoritățile centrale și autoritățile locale, finanțarea sistemului de sănătate, livrarea serviciilor de sănătate, asigurarea de medicamente și de echipamente, inclusiv a capacității de diagnostic, care știți bine că a avut un start poate puțin mai greu, dar care a recuperat între timp. Resursa umană în sănătate, care a fost foarte serios pusă la încercare și chiar afectată de această infecție. Și nu în ultimul rând, ceea ce a menționat și domnul secretar de stat Garofin, partea de comunicare. Dânsul a spus că e bine că a existat, sigur, și eu sunt de acord că e bine că a existat acest grup denumit strategic de comunicare, dar cred că din punct de vedere al comunicării, încă, chiar și în ziua de astăzi, ar mai fi foarte multe lucruri de făcut, că ideea nu este numai să avem o comunicare uniformă, ci și să avem o comunicare proactivă, care să ofere încredere în măsurile luate de autorități în general și în instituții în special. Doamna conferențiar, vă rog. Cred că trebuie să pornim de la premisa că această pandemie a exercitat o presiune nu numai asupra sistemului de sănătate românesc, ci asupra tuturor sistemelor de sănătate din lume. Și exemplele sunt aproape de noi, dar n-aș vrea să mă refer la ele, pentru că acum vorbim despre România. Ori România, în ciuda faptului că nu dispune nici de resursele financiare altor state și nici de un sistem medical performant, așa cum rezultă din toate clasamentele internaționale, dimpotrivă, ne situăm chiar pe ultimele locuri la fiecare evaluare anuală a performanței sistemelor de sănătate. Cu toate acestea, eu cred că România s-a dovedit una dintre țările care a dovedit că are capacitatea instituțională de a gestiona o pandemie, chiar dacă era foarte puțin pregătită. Așa cum a spus și domnul secretar de stat ceva mai înainte, nu mai trec în revistă toate elementele pe care deja le știm. Președintele României a acordat cea mai mare atenție situației epidemiologice, chiar cu mult timp înainte ca Organizația Mondială a Sănătății să o declare pandemie. Așa cum de altfel a mai spus-o și domnul președinte Laszlo Otilo. Și chiar înaintea apariției primului caz confirmat, prin organizarea ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe data de 26 februarie, înaintea apariției primului caz în România. Iar pe parcursul întregii situații de criză, domnia sa a căutat să cunoască la modul cel mai punctual toate elementele legate de această criză sanitară și umanitară. Nu mă refer la aspectele economice, care constituie un capitol aparte,
Dânsul s-a informat permanent asupra dinamicii pandemiei atât la nivel internațional și vreau să îi mulțumesc oficial pe această cale doamne Emiliana Grăbici pentru informațiile utile și rapide pe care ni le-a dat și pentru întrebările sofisticate la care ne-a răspuns. De câte ori domnul președinte a dorit să cunoască situația în timp real de la nivel internațional și bineînțeles la nivel național, și aici doresc să mulțumesc domnului profesor Rafila, care a fost extrem de deschis la dialog și a fost alături de toate autoritățile a oferi la timp date extrem de obiective, atât din perspectiva specialității dânsului, cât și din perspectiva mai largă a expertizei pe care o oferă poziția internațională a domniei sare. Deci dialogul la nivelul administrației prezidențiale a fost extrem de deschis și ideea a fost de a identifica acele soluții care să permită gestionarea eficientă a crizei sanitare. E adevărat că nu eram pregătiți, e adevărat că sistemul sanitar nu a trecut printr-o situație similară, că nu avea proceduri și protocoale, că nu avea în antecedente o serie de de simulări în cadrul unor situații de acest gen, cum o fac țările civilizate. Există deficit de personal, stocurile erau zero și așa mai departe. Deci nu vreau să repet ceea ce s-a mai spus. Vreau să vă spun că a fost o surpriză plăcută pentru toată lumea, atât modul în care au reacționat autoritățile din punct de vedere al rapidității, al eficienței, poate mai puțin al comunicării, îl susțin pe domnul profesor din punctul ăsta de vedere, dar până la un anumit moment, până la momentul declarării stării de urgență, când comunicarea a făcut-o însuși președintele României și atunci lucrurile au fost mult mai clare și mai pe înțelesul tuturor. Și trebuie să subliniez în mod deosebit acest lucru, pentru că domnul președinte a intrat într-o zonă tehnică care nu este facilă și nu este la îndemâna unui nemedic, dar a făcut-o pentru a informa publicul larg asupra măsurilor care s-au luat pentru a explica motivația acestor măsuri și cred că efectele s-au văzut, pentru că populația a răspuns extraordinar de bine, complianța a fost deosebită și indiferent de motivațiile fiecăruia, rezultatele în urma măsurilor care s-au luat au oglindit în egală măsură acțiunea autorităților și răspunsul populației, care a fost unul salutar. Și nu în ultimul rând vreau să spun că sistemul sanitar, în ciuda vicisitudinilor și a presiunii care a existat asupra lui, s-a mobilizat. Radu, să știi că modul în care acționează fiecare unitate sanitară ține mult și de talentul managerial al celor care conduc destinele acelei unități, de experiență, de pregătire, de intuiție, de inițiativă. Poate că această pandemie a dovedit odată în plus de ce avem nevoie de manageri performanți în fruntea spitalelor din România, pentru că doar un manager bine pregătit și care, pus în fața unei situații de criză, reacționează corespunzător, merită să fie într-adevăr un manager de spital. Și au fost nenumărate exemple pozitive și pot să îți enumăr, dar n-aș vrea să omit pe nimeni, cum au fost la fel și exemple negative, situații în care lumea nu a știut să se mobilizeze pentru că nu a avut leadership, nu a avut o coordonare eficientă, n-a știut pe ce linie să meargă pentru a se conforma unor proceduri și a unor planuri. Per global, însă, sistemul sanitar a răspuns. Trebuie să recunoaștem aceste lucruri. În ciuda problemelor care au existat, în mare parte de înțeles. Ceea ce este important din perspectiva mea este însă nu ce a fost, pentru că e greu acum să apreciez că lucrurile au fost perfecte sau au avut lacune. Sinceră să fiu, n-aș mai vrea să trăiesc momentele din lunile martie-aprilie, când problemele veneau în valuri și nu știai pe care să o rezolvi prima, deci inclusiv prioritizarea
problemelor reprezintă un aspect care ține de experiență, ține de pregătire și de capacitatea de reacție. Ceea ce ne-a dovedit această pandemie, în primul rând, cred că este necesitatea de a avea planuri de pregătire pentru orice situație de urgență, fie că este pandemie, fie că este, știu eu, orice altă catastrofă naturală, de la cutremure, la incendii, inundații, orice fel de accident, până la situații extreme, tip atacuri, știu eu, cu armă chimică, biologică și așa mai departe. Sunt lucruri pe care trebuie să le privim în față, trebuie să le acceptăm și trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru a face față unor astfel de situații. Trebuie să avem, așa cum ne-a dovedit actuala pandemie, niște strategii îmbunătățite de achiziții, care să fie dincolo de orice suspiciune, care să intre în funcțiune în momentul unor astfel de situații. Ați văzut ce criză masivă de materiale sanitare a existat la nivel european, la nivel mondial, pe perioada primelor luni ale pandemiei. Trebuie să avem rezerve strategice de bunuri esențiale, de medicamente, mai mult în criză decât în afara crizei, evident, inclusiv independență la nivelul Uniunii Europene pentru anumite categorii de medicații. Trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte atunci când regândim sistemul de sănătate românesc post-pandemie. La fel, această pandemie ne-a arătat cât de important este să avem un sector de cercetare bine dezvoltat. Am mai spus-o și la intervenția de ieri cu colegii de la OSC, pentru că țările care dispun de elemente de cercetare-dezvoltare sunt un pas înaintea tuturor în eventualitatea descoperirii unor vaccinuri și unor medicamente eficiente pentru această pandemie și nu numai pentru ea. Și revin cu ideea că Institutul Cantacuzino este o resursă inestimabilă de care ar trebui să ținem seama la adevăratul potențial. Nu în ultimul rând, așa cum spunea de altfel și Radu, este foarte important să ne asigurăm că avem forță de muncă suficientă în sistemul sanitar. Și în primul rând, aici susțin o idee mai veche a profesorului Rafila, pe care de altfel am promovat-o la rândul meu. Trebuie să avem forță de muncă pregătită în zona sănătății publice. Sistemul de sănătate trebuie să facă față unor probleme de sănătate publică, trecând peste supra-specializări și dezvoltarea unor domenii de top. Trebuie să ne gândim că sănătatea populației este cu totul altceva decât sănătatea individului și o rețea bine dezvoltată de sănătate publică la nivelul țării, cu centre regionale, cu un institut de sănătate publică bine dezvoltat, bine coordonat, sunt esențiale pentru răspunsul la o nouă pandemie. La fel, trebuie să ne trăinuim instruirea constantă a personalului pentru orice situație, elaborarea unor planuri flexibile, intervenție pe etape, plan A, plan B. Toate aceste lucruri sunt deosebit de importante și să nu uităm că și banii sunt importanți, dezvoltarea unui mecanism de finanțare adecvat, adaptabil pentru astfel de situații sunt deosebit de importante. Și nu știu dacă doamna doctor Pistol este și dânsa aici alături de noi. A intrat. Atunci permiteți-mi să exprim felicitări din partea instituției pe care o reprezint și felicitările mele personale pentru modul în care s-a mobilizat Institutul de Sănătate Publică și departamentul pe care doamna doctor îl conduce, pentru deschiderea la dialog pe care a avut-o, pentru constanța și calmul, echilibrul cu care a răspuns la toate întrebările pe care administrația prezidențială, și sunt convinsă că toate autoritățile și nu numai, le-a pus pe parcursul acestor luni, pentru modul în care a știut să țină sub control toate elementele care țineau de sănătatea publică. Nu e o muncă ușoară, inclusiv Comisia Științifică a Ministerului Sănătății, care desfășoară o activitate extrem de prolifică, este sub coordonarea domniei sale și
fac parte ca membru invitat din această comisie și vreau să vă spun că m-a impresionat deschiderea, transparența și profesionalismul cu care membrii acestei comisii analizează fiecare studiu apărut, fiecare opinie internațională și națională și cum le transpune în recomandând propuneri pentru Ministrul Sănătății în vederea elaborării legislației referitoare la COVID. Și de când această comisie științifică a fost creată și a devenit funcțională, acele gapuri de comunicare între diverse instituții din zona sanitară și, știu eu, Ministerul de Interne nu au mai fost atât de frecvente și deciziile s-au luat într-un mod unitar și mult mai sustenabil. Aș vrea să concluzionez. Consolidarea rezilienței, că despre asta vorbim, presupune mai multe aspecte. Consolidarea infrastructurii, adică consolidarea capacității de prevenire și control a infecțiilor la modul general, pentru că, în ultima instanță, COVID-ul este o boală infecțioasă. Consolidarea pregătirii personalului, a capacității de prevenire în situații de urgență, dezvoltarea sectorului de dezvoltare, de cercetare-dezvoltare, prioritizarea prevenției și să nu uităm de imunizare, care în ultima instanță este piatra de temelie. Și pentru că Europa ne-a întins o mână, având în vedere că există oportunități de finanțare pe fonduri externe în următoarea perioadă, fie în cadrul noului exercițiu financiar, fie în cadrul planului de redresare economică al Comisiei Europene, trebuie să evaluăm la modul cel mai serios această ofertă și să încercăm să accesăm și să cheltuim acești bani, să nu îi risipim și să nu îi folosim inutil. Pentru că pentru a ghida alocările de fonduri la UE sunt trei elemente care trebuie luate în considerare și Uniunea Europeană le-a în considerare. 1. Consolidarea rezilienței, despre care vorbim acum. 2. Digitalizarea. Și faptul că noi suntem împreună acum pe o platformă arată cât de important este acest aspect în viața noastră de zi cu zi și cât de important va fi în viitor. Și al treilea element, orientarea către o economie verde, un element despre care în România nu prea s-a vorbit, dar pe care la rândul nostru trebuie să luăm în considerare, pentru că reprezintă oportunități deosebite pentru România. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos, doamnei consilier prezidențial, pentru expunere, pentru ideile pe care le-a lansat în discuția noastră. O să schimb foarte puțin ordine. Am o rugăminte din partea domnului senator Laszlo Attila, care trebuie să ajungă la televiziune, să ne spună câteva dintre gândurile dânsului referitoare la punctele de dezbatere. Mulțumesc frumos și îmi cer scuze, stimați colegi. Aș începe cu lucrul cel mai important. Să știți că n-am vorbit cu doamna conferențiar pe un, dar voi atinge câteva teme care mi le-am notat și chiar dacă ne vom repeta. Stimați colegi, aș începe cu ce avem de făcut în viitorul foarte apropiat și pentru că consider că suntem într-o perioadă unde în fața noastră stau niște oportunități care trebuie să le folosim vrând nevrând. Suntem în perioada în care va trebui să se nască strategia de dezvoltare a sistemului sanitar pentru perioada 2021-2027 și cred că este un moment oportun pentru a lua în considerare și a corecta toate acele aspecte cu care ne-am confruntat în această perioadă. Și aș începe cu lucrul cel mai important. Această perioadă ne-a demonstrat că nu avem o infrastructură care stă în stand-by și o folosim în acea perioadă când avem nevoie de ea, că e calamitate, că este epidemie sau ce-o fi, și putem să o facem doar în dauna celorlalte servicii ca să ne mobilizăm celelalte sectoare ale sistemului sanitar să facem față. Și aici va trebui să ne regândim un pic modul de abordare și aici va trebui să depunem un efort comun, nu numai noi, și celelalte țări europene, și
să ajungem la situația de a renegocia un pic sau să solicităm o dispensă privind numărul de paturi care, unde vrem să ajungem sau care să respectăm la nivel național. Vă spun acest lucru pentru că lucrurile s-ar putea lega odată cu construcția spitalelor regionale și spațiile liberate să le folosim în acest scop. Într-o primă etapă, în cele trei centre universitare, sper să avem cât mai multe astfel de instituții și să folosim infrastructura existentă, dotată, existentă în aceste centre pentru astfel de situații. Dar cred că se impun o serie de modificări legislative care au reies din aceste probleme cu care ne-am confruntat. Atunci când vorbim de reziliența sistemului sanitar, aș face o referire și la reziliența instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății. Foarte probabil, dacă nu s-ar fi apelat la Institutul Cantacuzino, cărora le mulțumesc și felicit pentru activitatea care au depus-o, am fi avut o problemă privind toate acele probleme care au fost suplinite de faptul că s-a apelat la acest institut. Acele autorizări în procedură de urgență, examinările de laborator efectuate și oamenii aceia au lucrat aproape 24 din 24 ca să facă față situației, în condițiile în care Agenția Medicamentului solicita tot felul de dosare, parcă nu s-ar fi întâmplat nimic și parcă ar fi trăit într-o altă lume. Și în același timp aș dori să felicit și colegii de la Institutul Național de Sănătate Publică pentru această capacitate de gestionare a problemei. Dar spun acest lucru pentru că se impune o regândire a sistemului instituțional aferent sau din subordinea Ministerului Sănătății. Și asta va necesita o serie de modificări legislative despre care foarte probabil vom vorbi în foarte curând, în viitorul apropiat. Un alt aspect privind capacitatea sau reziliența sistemului se referă la rezolvarea unor aspecte care ne-au lipsit și ne lipsesc în continuare. Și aici profit de faptul că Radu Gănescu este cu noi. În afară de centrele mari, să știți că n-am reușit să găsim o rezolvare pentru tratamentele acordate la domiciliu, pentru bolnavii cronici. Și cred că trebuie să existe sau să fie o prioritate de a găsi o soluție, inclusiv pentru această problemă, din mai multe motive, nu numai în cazul epidemiilor, ci și din alte motive. Și această perioadă ne-a demonstrat cât de labil suntem sau cât de vulnerabil suntem în această problemă. Îmi aduc aminte în primele zile după instituirea stării de urgență, aproape era o stare de panică, mai ales din partea colegilor oncologi, cum să asigure tratamentele care în mod normal sunt asigurate pentru pacienții oncologici în condiții de spitalizare de o zi sau în cazul bolilor rare, și aici hemofilicii au fost în această situație, de a nu avea acces la medicații. Un alt aspect la care v-aș provoca este această necesitate de a regândi un pic sistemul nostru farmaceutic. Pentru că, vrând nevrând, în situații când deplasarea noastră este limitată, atunci medicația trebuie să ajungă la pacient. Nu mă refer la suplimentele alimentare și celelalte, ci în primul rând la acele produse care se distribuie prin farmaciile cu circuit închis. Și a fost o problemă destul de spinoasă ca să găsim o rezolvare și rezolvarea a fost găsită doar parțial în anumite centre mari. Așa. V-am spus că n-am vorbit cu doamna conferențiar, dar cred că va trebui să deschidem capitolul formării conglomeratelor sau consorțiilor medicale în această țară.
managementul să fie asigurat pentru mai multe instituții de profesioniști. Dacă ne uităm și analizăm un pic problema, unde am avut probleme, să știți că de obicei nu erau medici la cârma acelor instituții. Chiar dacă, din punct de vedere profesional și conform hârtiilor, stăteau foarte bine, dar de obicei, și aș completa cu tot ceea ce ne-a spus doamna conferențiar, inclusiv empatia și experiența le-a lipsit la ce anume trebuie să se pregătească atunci când au de-a face cu o pandemie. De multe ori s-au luat decizii în niște limite financiare relativ restrânse și am ajuns unde am ajuns. Cred că cazul Suceava este de notorietate, dar mai este și Deva și mai sunt foarte multe și foarte probabil domnul Dina ne va spune mai mult. Și același lucru vă spun și la nivelul DSP-urilor. Și cred că va trebui să găsim o soluție de a ajunge într-o stare de stabilitate, cel puțin la nivelul managementului pe perioade mai lungi ale acestei instituții. Mă uitam acolo unde a existat colaborare și uitați-vă, mai ales în sfera privată, mari operatori au reușit acest lucru, parcă nu erau aceste conflicte cu care ne-am confruntat fiecare dintre noi în diferite locații ale țării. Și eu m-aș bucura dacă am găsit o soluție ca această coordonare să fie măcar la microregional, la nivel microregional, la nivelul instituțiilor medicale, chiar făcând, hai să spun, să folosesc termenul, indiferent de forma de proprietate. Pentru că, din câte știu sau conform legii, s-au dezvoltat anumite capacități care, în mod normal, ar trebui să fie complementarea unui sistem public. Și atunci să ne uităm unde este complementaritatea, cum gestionăm această problemă și cum asigurăm managementul cât mai eficient. Pentru că ne vom mai confrunta cu astfel de situații. Dacă nu la toamnă, la primăvară și tot așa. Această perioadă ne-a mai demonstrat un lucru destul de neplăcut. Și aici mă refer la politica noastră de prețuri. Politica noastră de prețuri și politica noastră de acces în piața anumitor produse. Dacă nu s-ar fi intervenit destul de brutal prin instituțiile statului, atunci foarte probabil că nici la ora actuală nu am avea la dispoziție foarte multe din acele echipamente, produse medicamentoase, soluții de testare sau capacități de testare, dacă am fi respectat toate etapele cu care am fost obișnuiți. Și aici va trebui, cred că trebuie să fie o prioritate ca într-un timp cât mai rezonabil să găsim o soluție comună, să ne adaptăm legislația, cel puțin la nivel regional european, să nu mai fim atât de vulnerabili și pacienții noștri să nu ajungă în situația de a te milogi pentru un produs care este esențial pentru tratamentul bolii de care suferă. Nu vreau să dau exemple, ele sunt multe, dar a fost inuman ceea ce s-a întâmplat și mulțumesc eforturilor lui Radu și al colegilor lui că au încercat să găsească anumite soluții pentru pacienții din țară, pentru a rezolva această situație în condițiile în care nu întotdeauna au fost lucruri foarte, foarte etice în această perioadă care am traversat. Și m-aș opri aici. Încă o dată vă felicit, îmi cer scuze, mai am încă două intervenții și sunt nevoit să fac pasul următor și aștept cu nerăbdare concluziile care vor ieși din această discuție și încă o dată domnul profesor Afila vă mulțumesc și doamna Adriana Pistor vă mulțumesc pentru consultațiile acordate
Și să știți că de fiecare dată am ținut cont de ceea ce mi-ați spus, nu așa cum n-au făcut-o alții. Vă mulțumesc frumos. Mulțumim frumos, domnului senator. Succes la următoarele intervenții, dar știți cum este. Prima intervenție este cea mai importantă, așa că sperăm să folosim din plin ceea ce ne-a spus dumneavoastră. O să ne întoarcem la ordinea pe care am propus-o inițial. O să-l invit pe domnul doctor Dina să ne spună cu ce impresie s-a întors legat de, bine, nu neapărat de controle, dar măcar, hai să spunem, vizitele pe care le-a făcut, fie la instituțiile de acordare asistențe medicale, fiecare la direcțiile de sănătate publică. Domnul senator deja a dus în discuție nevoia profesionalizării și a depolitizării, trebuie să spunem lucrurile astea foarte clar, pentru că sistemul de sănătate publică, cel puțin, a fost foarte, foarte serios afectat. Anul trecut a fost la un pas de desființare și cu siguranță doamna doctor Pistolo să aducă în discuție problemele sistemice din sănătatea publică și care în momentul de față probabil că și la iveală mult mai bine decât în alte ocazii și cred că trebuie să ne gândim foarte serios încât în urma acestor întâlniri pe care le avem să venim și cu o soluție, cu un proiect care să răspundă nevoilor României. Domnule doctor Dina, domnul conferențiar Constantin Dina, directorul Corpului de Control al Ministrului Sănătății, vă rog. Bună ziua, domnule profesor! Salut prezența tuturor invitaților pe dumneavoastră. Vreau să vă felicit pentru această inițiativă. Cred că a fost bine că am rămas mai la sfârșit, fiindcă am ascultat pe toată lumea și pot să vă spun că am constatat că obiectivele de viitor în ceea ce privește dezvoltarea sistemului sanitar concordă cu problemele pe care le-am identificat și noi în verificările pe care le-am făcut. Iată că deficitul de forță de muncă în domeniul sănătății publice, și vorbim de sănătatea publică acum, ne referim la medici epidemiologi, am constatat în diversele noastre vizite și verificări în unitățile sanitare și nu numai, și în direcțiile de sănătate publică, faptul că în unele nu existau medici epidemiologi, în altele existau, dar procedurile care erau făcute nu erau clare, procedurile de lucru, iar din nefericire procedurile rămăseseră la nivelul serviciului de protecție în cazul apariției infecțiilor nozocomiale. Deci ele nu erau distribuite personalului medical. Cred că o treime din medicii epidemiologi luau contact pentru prima oară cu epidemie, în adevăratul sens al cuvântului. Din această cauză am constatat foarte multe diferențe de abordare în triajul epidemiologic pe care îl făceau respectivii la unitățile sanitare. De aici vin și problemele pe care le-a identificat domnul Gănescu vis-a-vis de solicitarea unor unități sanitare pentru pacienți de a achita costul testului pentru infecția cu SARS-CoV-2. Doar vreau să menționez faptul că acele unități sanitare unde s-au produs aceste lucruri au fost atenționate să revină la normal și să-și rezolve problemele vis-a-vis de acest triaj epidemiologic, fiindcă erau incluse în cadrul acestui triaj. Aceste lucruri provin nu numai de la lipsa unei sau deficitul unui medicilor epidemiologi la nivelul unității sanitare, vorbim și de un deficit de guvernanță, un deficit de management, datorat schimbărilor dese care se întâmplă nu numai la unitățile sanitare, ci și la direcțiile de sănătate publică. Pot să vă spun că la direcțiile de sănătate publică, unde exista o continuitate a directorului executiv, abordarea vis-a-vis de problema de sănătate publică a fost alta, în sensul că a fost mai rapidă, avea cunoștințe, știa ce are de făcut. Cu aplicabilitatea e mai greu la noi, dar să știți că într-un final toți s-au mobilizat și au depus eforturile necesare ca să trecem peste acest hop.
Trebuie menționat faptul că la momentul verificărilor pe care le-am efectuat, am constatat că exista personal în cadrul unor unități sanitare care nu știa să se echipeze și nu știa să se dezechipeze de combinezon sau de alte echipamente de protecție. Ca urmare, cred că ceea ce spuneau toți antevorbitorii mei, este necesară o politică de formare profesională în acest domeniu și, în același timp, trebuie să precizez faptul că ambiguitățile din legile pe care le avem la dispoziție, și nu vorbim numai de legi, vorbim de legi, de hotărâri de guvern, de ordonanțe de urgență, de ordine de ministru, au dus la unele erori care ulterior au evoluat și au dus la un număr crescut de cazuri cu COVID-19. Ca urmare, eu pot să vă spun că din verificările pe care le-am efectuat, din păcate, sistemul sanitar românesc trebuie să fie redefinit, să zicem așa, să avem alte linii directoare să-l abordăm pe alte linii directoare în sensul profesionalizării lui. Adică trebuie să ne gândim la un management de performanță, un management care să fie aplicat pe calitatea actului medical și, de asemenea, trebuie să urmărim cu foarte mult interes ceea ce se întâmplă în planurile de management ale tuturor managerilor unităților sanitare, fiindcă, după cum bine știți, cea mai mare parte a acestor manageri, atunci când vin la conducere, vin cu un plan de management ambițios. Dacă vă uitați pe planul lor de management după 4 ani de zile, o să constatați că e îndeplinit, în proporție de 10-20%. Sunt rare situațiile în care acest plan de management este dus cap-coadă până la capăt, dar probabil că și acest lucru urmează să fie remediat. Vreau să vă spun că am avut o abordare constructivă vis-a-vis de controlele pe care le-am făcut în această perioadă. Am stat de vorbă și cu manager și cu director executiv și cu medici epidemiologi. Fiecare și-a spus, să zicem așa, oful, căci atunci când era controlat și ieșeau la lumină diverse probleme pe care le aveau în instituțiile respective, și dumnealor arătau problemele care există la nivel central, să zicem așa, în ordinele noastre de ministru, în hotărârile de guvern care există, în legislație în general. Și cred că e momentul ca toți actorii din sistem să se așeze la masă și să regândească o lege a sănătății, dar care să fie aplicabilă sistemului sanitar românesc, fiindcă în acest moment avem tot felul de condiții care, să zicem așa, medicii, managerii, directorii direcțiilor de sănătate publică le încalcă fără să vrea în fiecare zi, fiindcă nu au cum să ajungă la nivelul la care este cerut în normele noastre. Eu atât am avut să vă spun. Eu vă mulțumesc pentru invitație și suntem deschiși la a pune umărul să mergem într-o linie constructivă. Mulțumesc frumos, domnului conferențiar Dina. Eu am acum două comentarii. Odată e vorba de lipsa resurse umane în zona sănătății publice. Sunt în primul rând epidemiologi, dar mai sunt și alte categorii de specialiști care ar trebui să funcționeze acolo. Vreau să vă spun că avem două probleme. Multe direcții de sănătate publică sunt conduse de persoane foarte brave, dar care nu sunt medici. Și nu e normal ca sănătatea publică să fie condusă de persoane care au, de exemplu, studii economice sau juridice, pentru că este cu tot o altă meserie. Poți să fie director financiar, consilier juridic, dar nu director de sănătate publică. Lucrul ăsta a funcționat așa până prin 2009, adică cu medici ulterior, nu știu ce s-a întâmplat, ceva foarte ciudat. Și al doilea lucru, cred că trebuie să discutăm și despre evaluarea pregătirii profesionale a personalului medical din zona sănătății publice, pentru că la unii s-a produs un soi de anestezie așa, și dacă vedeți, de exemplu, cum se lucrează într-un județ din sudul țării, unde chiar sunt o grămadă de epidemiologi, îți dai seama că nu are nicio legătură profesionalismul cu acele persoane. Adică
sunt multe alte aspecte care ar trebui să le putem rezolva. Doamna doctor Pistol acum are un mare avantaj față de toți ceilalți, chiar mai mare decât domnul doctor Dima, pentru că ea chiar este ultima care va interveni în discuție după ce a auzit celelalte opinii. Și o să rog, o să o felicit și eu alături de ceilalți, pentru că a făcut un efort extraordinar în această perioadă și presiunile la care este supusă nu sunt doar de natură profesională, inclusiv în zona aceasta de comunicare, cred că are foarte multe lucruri de gestionat. În lipsa, și nu mă schie să o spun aici, în lipsa unei strategii de comunicare sau unui personal în zona de comunicare de la Ministerul Sănătății care să preia măcar o parte dintre atribuțiile pe care ar trebui să le preia în această perioadă. Doamna director, doamna doctor Adriana Pistol, vă rog. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Mă bucur foarte mult să am ocazia să exprim aici gândurile pe care le am în legătură cu tema abordată astăzi. Am să încep înainte de toate prin a mulțumi tuturor doamnei dr. Diana Păun, domnului senator Laszlo și tuturor celor care au văzut și au sesizat efortul Institutului Național de Sănătate Publică și în special a Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Pentru că aici vorbim despre un efort comun al colegilor mei, colegi care nu sunt decât vreo 12 la număr, pentru toată responsabilitatea pe care o avem. Este o muncă de echipă pe care doar am încercat să o fructificăm cât de mult se poate cu un efort extrem de mare, având în vedere evenimentele care s-au desfășurat. Și mă bucur că acest lucru a fost vizibil și pot să vă spun doar că câtă vreme vom mai avea putere, va deveni și mai vizibil pe măsură ce trece timpul, dar pentru asta avem nevoie în continuare de sprijinul autorităților. Ca să vorbim despre reziliență, sigur că nu am încotro decât să trec la domeniul meu de activitate și anume epidemiologia bolilor transmisibile, parte a sănătății publice. Și am să încep puțin structurat, încercând să scot în evidență câteva aspecte pe care am putea să le numim lecții învățate și care ar trebui să ducă la niște măsuri concrete și imediate după ce evenimentele pe care le avem acum în prezent se vor mai liniști, astfel încât să nu mai fim foarte surprinși altădată. Și ca să structurez puțin lucrurile, am să încep prin a pleca de la un lucru posibil constatat și de antevorbitorii mei, dacă nu o să o fac eu acum cu toată deschiderea. Sănătatea publică și în special domeniul epidemiologiei și al bolilor transmisibile, din acest punct de vedere, a fost întotdeauna o cenușăreasă a sistemului sanitar. Sănătatea publică nu a fost niciodată în ultimii ani, de foarte mulți ani, văzută ca o prioritate. Atât din punct de vedere administrativ, organizatoric, cât și, evident, în ceea ce privește alocarea resurselor financiare. Acest lucru a fost dovedit de o serie întreagă de evaluări făcute inclusiv de instituții din afara României, unde s-a dovedit foarte clar că este nevoie alocarea unor mai multor resurse pentru prevenție, dar prevenție cu adevărat. Nu este sigur singura țară în care acest lucru se petrece. Acest lucru se petrece inclusiv în foarte multe state din Uniunea Europeană, numai că nivelul
în care se întâmplă acest lucru, sigur că este diferit de la o țară la alta. Și plecând de la această constatare pe care eu o resim de, aș putea să spun, 10 de ani, cel puțin în ultimii 10 ani, sistemul nu avea cum să fie foarte pregătit. Nu avea cum să fie foarte pregătit atât din punct de vedere legislativ, cât și din punct de vedere organizatoric, cât și din punct de vedere al infrastructurii. Dacă mă gândesc la legislativ, numai așa ca idee, știm cu toții că există diverse categorii de riscuri pentru sănătatea publică, unul dintre acestea fiind riscul de epidemie. Un risc recunoscut la nivel internațional, toată lumea spune bolile transmisibile nu au granițe și prin urmare, față de acest tip de risc, este nevoie ca toate statele să se pregătească. Această pregătire trebuie întotdeauna să se petreacă în perioadă de liniște, în perioadă de pace, din punct de vedere epidemiologic. Și această pregătire constă atât din asigurarea guvernanței, adică un chain of command foarte clar și foarte bine structurat și pus la punct, după aceea, din punct de vedere al asigurării resurselor umane, respectiv asigurarea atât din punct de vedere numeric, dar cât și din punct de vedere calitativ, și aici intrăm în zona de pregătire a personalului, și aici vorbim de personalul de specialitate, de sănătate publică, epidemiologie, microbiologie, dar și clinicienii din spitale, pentru că pregătirea sistemului de sănătate implică tot ce înseamnă de la medicina de familie până la Ministerul Sănătății, cât și din punct de vedere comunicațional. Și aici eu am să mă refer în mod deosebit la ceea ce în Uniunea Europeană este definit ca și comunicare de risc. Un lucru care nu este foarte clar abordat, un lucru care nu este foarte explicit deocamdată în sistemul nostru de comunicare în sănătate. Comunicarea riscurilor înseamnă altceva decât postarea de comunicate de presă. Poate că doamna doctor Miliana Gârbici ar putea explica mai mult acest lucru, dar înseamnă explicitarea foarte clară a riscurilor, pe ce s-a bazat clasificarea acestor riscuri în mix, mediu și înalt, și explicitarea către populație a măsurilor necesare. Și acest lucru trebuie făcut cu răbdare, la un limbaj accesibil și în mod deosebit de specialiști pregătiți în comunicarea de risc. Din fericire, așa cum mă caracterizează, deși în urmă cu 2 ani și ceva, văzând și simțind lipsa unui astfel de plan de pregătire, cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății și a ECDC-ului, am inițiat și am început punerea la punct a unui plan generic de pregătire pentru epidemie în România. O muncă extraordinar de dificilă, pentru că implică comunicarea interinstituțională, încă extrem de dificilă în țara noastră. Dar am profitat de această ocazie și pot să vă spun că, cel puțin în prezent, cei doi miniștri, ministrul Sănătății, domnul ministru Nelu Tătaru, și ministrul de Interne, domnul ministru Vela, au semnat un plan comun de pregătire pentru epidemii. Un lucru de care personal mă bucur foarte mult, s-a muncit foarte mult la acest plan.
și va constitui baza legală pentru dezvoltarea tuturor procedurilor necesare și a unui plan real de acțiune în funcție de diversele categorii de boli transmisibile. Și nu numai, poate constitui baza legală pentru a avea stocuri de materiale sanitare, echipamente și medicamente, pentru a dezvolta exerciții de simulare, a face pregătire cu întreg personalul sanitar și poate constitui de asemenea punctul de plecare pentru dezvoltarea planurilor teritoriale, regionale și chiar a planurilor pentru fiecare unitate sanitară care este evident participantă în sistemul sanitar. Din punct de vedere organizatoric, rețeaua de sănătate publică de-a lungul timpului trebuie să spun că și-a pierdut caracteristica profesională și valorile profesionale încet, încet, cel puțin domeniul epidemiologiei cu în realitate în direcțiile de sănătate publică și Institutul Național, care nu depășește 150 de persoane cu o medie de vârstă de peste 55 de ani. În spitale, media de vârstă este mai mică, acolo au fost în ultimii 2-3 ani scoase postul la rezidențiat și avem medici mai tineri, cum spunea și domnul doctor Dina, că a întâlnit medici care trăiau pentru prima oară un astfel de eveniment, nu prea știau ce au de făcut. Deci, practic, pierderea și transformarea cumva a direcțiilor de sănătate publică, acele structuri cu care noi eram obișnuiți ca fiind punctul focal de management și coordonare a tuturor evenimentelor cu impact în sănătatea publică dintr-un județ, într-o structură administrativă funcționărească cu foarte mulți șefi pe cap. Pe de-o parte Ministerul Sănătății, pe de altă parte prefectul, pe de altă parte mai venea și noi cu partea profesională, fă și pasta, fă și pasta. Colegii spunându-ne, dragă, aș face-o, că e meseria mea, mi-ar place, dar întâi știi, trebuie să fac o notă nu știu cui, o altă adresă nu știu cui, deja stăm prea mult la birou, cam aici ne-a găsit pe noi pandemia. Este ceva ce trebuie spus explicit. Acest lucru există. Așa că mă bucur că deja s-a ridicat această problemă și că există deja viziunea de reprofesionalizare a direcțiilor de sănătate publică. Un punct cheie la nivel teritorial, fără de care de la București, de la Institutul Național sau de la Ministerul Sănătății nu vom putea să implementăm nimic din tot ceea ce gândim. Consider că este cheia problemei. După aceea, în spitale, cred că tinerii epidemiologi, dar și cei mai vechi, care se află foarte puțin, în foarte puține spitale, dar în special tinerii epidemiologi, nu au o pregătire necesară pentru a face față muncii într-o unitate sanitară. Este din nou o încă aena oară, constatăm, faptul că munca de epidemiolog într-o unitate sanitară de prevenire a infecțiilor nozocomiale, cum se spunea, nu este foarte bună. Curicula de învățământ din această specialitate, din rezidențiat, eu cred că este obligatoriu să o îmbunătățim. Trebuie să oferim tinerilor rezidenți epidemiologi care se duc să lucreze într-o unitate sanitară cunoștințele necesare să poată să dezvolte proceduri pentru unitatea sanitară respectivă care să fie bazate științific și să fie corecte. Nimeni în rezidențiat nu te învață să faci proceduri. Nimeni.
am să trec la punctul următor, infrastructură. Este iarăși o lecție învățată și trebuie să recunoaștem că, să spun așa, noroc cu pandemia, uite așa mai căpătăm și noi câte ceva. Partea de vizibile nu poate să existe doar de una singură, bazată pe colectare de date, dacă nu avem componenta de laborator. Dacă nu avem infrastructura de laboratoare de microbiologie foarte bine pusă la punct, care să poată să-ți ofere niște răspunsuri la întrebări pe care noi le avem. Diagnosticul microbiologic rapid și făcut la un mod profesionist de laboratoare dedicate pentru așa ceva este esențial. Este esențial în managementul oricărei epidemii, este esențial cu atât mai mult într-o astfel de pandemie și ați văzut că a luat ceva timp până ce cu eforturi foarte mari ale autorităților s-au creat posibilitățile de biologie moleculară, o sintagmă cu care foarte multe laboratoare nu au fost obișnuite de în ultimii ani. Era un vis frumos să facem în România biologie moleculară. A trebuit să vină această pandemie ca acest lucru să se petreacă și propunerea mea este că trebuie continuat această activitate de îmbunătățire a capacității laboratorilor, atât din punct de vedere al infrastructurii cu echipamente, dar, evident, trebuie să vină asociat și cu pregătirea profesională a medicilor microbiologi, care și ei, din păcate, sunt extrem de puțini. Cred că și aici există, e o medie de vârstă destul de mare. Tinerii microbiologi preferă să se ducă să facă alte lucruri decât să lucreze în sistemul de stat. Deci avem foarte multe de făcut și în acest domeniu. Pentru că, repet, epidemiologi trebuie să lucreze cot la cot cu microbiologi și acum am să ating și celălalt partener dintr-o echipă. Partenerul din această echipă este infecționistul, care ar trebui să existe în toate spitalele României, pentru că numai această echipă, epidemiolog, microbiolog și infecționist, poate să pună la punct pentru orice unitate sanitară procedurile necesare, indiferent că vorbim de infecția SARS-CoV, indiferent că vorbim de alte tipuri de infecții, că vorbim de o situație de pace sau de o situație de pandemie. Așa încât cam pe scurt așa, acestea ar fi cele mai importante lecții pe care eu le-am învățat. Par să fie în foarte mare măsură constatate și de domniile voastre și cred că pot să fie niște puncte de plecare către o strategie foarte clară și explicită atât din punct de vedere legislativ, organizatoric, dar și de pregătire. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnei doctor Adriana Pistol. Cred că o să depășim puțin ora 17. Eu vă propun, deci am citit, sunt câteva întrebări, dar dacă există dintre cei care ne urmăresc și doresc să pună întrebări live, să o facă. O să răspund ulterior și la cele câteva întrebări care au fost puse în scris și vă invit să avem măcar 15 minute de dezbateri, de discuții, să vedem cine poate răspunde la fiecare dintre întrebările pe care dumneavoastră să le adresați. Vă rog, dacă există această posibilitate de întrebări în scris sau dacă se pot pune chiar și direct. Vă rog. Văd că nu sunt foarte multe, nu am sesizat că cineva ar putea să pună întrebări. O să vă citesc întrebările acestea pe care le-am văzut. Cineva a pus la dispoziție...
la dispoziția Ministerului Sănătății un serviciu de telemedicină implementat în DSP Brașov și ulterior în Timiș. Și acest serviciu se referă inclusiv la colectarea de date din teritoriu în beneficiu DSP. Mulțumim pentru sugestie. Eu, de câte știu, aceste date trebuie să facă parte dintr-un sistem integrat de sănătate publică. Nu putem să utilizăm aplicații diferite, pentru că uniformitatea și mai ales confidențialitatea datelor nu cred că poate să fie în acest fel respectată. Acum o întrebare la care ar putea să răspundă domnul secretar de stat Garofil. La nivelul Ministerului Sănătății, care este structura responsabilă de implementarea planului de reziliență și de asigurarea continuității și care sunt indicatorii de performanță folosiți în cadrul acestor planuri? Domnul Claudiu Degeratu întreabă acest lucru. Direcția de asistență medicală și sănătate publică este structura care trebuie să se ocupe de... Scuze, o secundă, mai am 1% baterie, doar să conectez. Un plan efectiv de reziliență eu nu am găsit la Ministerul Sănătății. Cu siguranță că planul pe care Institutul Național de Sănătate Publică l-a elaborat și îl va pune în dezbatere, fiind acum aprobat și de către Ministerul Sănătății și de către Ministerul de Interne, va constitui baza unui astfel de demers. Mulțumesc frumos. O altă întrebare de la domnul Eduard Petrescu, de la UNICEF. Ce lecții credeți că am învățat din această criză și cum vedeți reformarea sistemului de sănătate din România pentru a putea avea un sistem capabil să gestioneze alte eventuale crize și să remedieze problemele manifeste și înainte de criză și accentuate de această criză? Aici este open. Cine dorește să răspundă la această întrebare? Aș vrea să, dacă se poate, să completez un pic ceea ce foarte, foarte bine a punctat doamna doctor Pistol legat de direcțiile de sănătate publică care au fost într-adevăr într-o situație extrem, extrem de precară la începutul crizei. Sigur că pe parcursul crizei au reușit să se mobilizeze foarte bine și s-a muncit extrem de mult în direcțiile de sănătate publică, dar ceea ce a dus la această stare de fapt în ianuarie 2020 a fost un principiu economic care afectează întreg sistemul de sănătate. Subfinanțarea în care se găsește sistemul duce ca economicul să guverneze sistemul de sănătate în detrimentul medicilor și al gândirii medicale, al gândirii sanitare. Și atunci, dacă nu a existat până acum o epidemie de astfel de dimensiuni, nu ne-am confruntat în ultimii ani cu astfel de situații, atunci nu a fost nevoie să investească nimic și, ba mai mult, s-a tăiat cât s-a putut și la structura de personal și la infrastructură. Sediile DSP, marea majoritate, erau niște clădiri care nu ar fi primit aviz epidemiologic din partea DSP. Digitalizarea zero. Starea de fapt a fost extrem, extrem de dificilă. Acest principiu economic trebuie să nu mai ghideze într-o pondere atât de mare sistemul de sănătate. Trebuie să înțelegem principiul expectativei armate.
Sistemul de sănătate, la fel, ca să fac o analogie mai ușor de înțeles, cum pentru pompieri investești în pompieri nu pe baza numărului de incendii pe care le sting, ci îi dorești să fie acolo pregătiți în expectativă atunci când ai nevoie de ei să intervină. La fel și sistemul sanitar trebuie să aibă astfel de capacități în expectativă, capacitate de laboratoare și testare, cum a spus domnul dr. Pistol, un sistem de sănătate publică bine pus la punct, bine dotat, bine informatizat, cu personal pregătit și antrenat în diferite, exact pe principiu militar, la fel și în sănătate publică sunt necesare exerciții și programe de formare continuă pentru astfel de situații epidemiologice. Deci cred că asta este una din principalele lecții pe care trebuie să o învățăm și să ne apucăm de treabă în perioada următoare să consolidăm acest sistem de sănătate publică, pentru că ne-am dat cu toții seama cât de important este atunci când nu-l ai. Dacă îmi permiteți și mie, Alexandru, domnul profesor. Vă rog. Cred că întrebarea domnului Eduard Petrescu se referă la sistemul de sănătate în integralitatea lui. Așa că îmi permit să-l completez un pic pe domnul secretar de stat. Cred că trebuie să pornim de la premisa a ceea ce avem. Resurse și nevoi reale. Până la această dată, eu nu cred că există un mapping obiectiv al nevoilor reale de sănătate din România. Și cred că trebuie să pornim de la o colectare corectă a datelor în ceea ce privește atât nevoile pe regiuni, cât și resursele existente. Resurse umane, resurse financiare, resurse de infrastructură, dotare și așa mai departe. În al doilea rând, cred că e foarte important să știm ce vrem și ce putem. Pentru că, într-adevăr, problemele financiare sunt reale și ne-am dori o mai mare infuzie de resurse financiare în sistem, dar important este să posibilitatea să le oferim, pentru că sănătatea costă. Și în al treilea rând, cred că dacă vrem să reformăm sistemul, trebuie să pornim cu o reformă legislativă, ceea ce nu-i deloc ușor. Noi funcționăm după aceeași desuetă lege 95 din 2006, care a suferit nenumărate modificări, schimbări și amendamente pe parcursul celor 14-15 ani de când ea este funcțională. Și trebuie să mergem pe toate liniile care vizează sistemul sanitar, de la sănătatea publică la organizare, și aici mă refer la sistemul spitalicesc, dar în egală măsură la sistemul medicinei primare. Ori cu toții știm că inversarea piramidei serviciilor este elementul prioritar în toate țările europene, ori din păcate la noi încă sistemul spitalicesc ocupă ponderea cea mai importantă. Iar pacientul român, când are o problemă de sănătate, se adresează spitalului direct și nu medicului de familie. Și asta ne-a dovedit inclusiv actuala pandemie. Deci faptul că pacienții n-au putut să se adreseze spitalelor a constituit o problemă reală pentru toată lumea. În al treilea rând trebuie să ne gândim la modul în care este construit sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Dorim să mergem pe același sistem? Dorim asigurări complementare sau suplimentare, dorim alt tip de asigurări de sănătate. Nu în ultimul rând, resursa umană, care este cea mai importantă resursă, trebuie valorificată într-un mod mult mai eficient și mult mai corect. Și, bineînțeles, infrastructura, pentru că în ultimă instanță cu toții avem nevoie de tehnică, de digitalizare și de cercetare. Deci toate aceste elemente de la legislație, organizare, finanțare, resursă umană,
sistem de sănătate publică, asigurări de sănătate, trebuie reformate în paralel, într-un sens unitar și stabilindu-ne un obiectiv ferm de la bun început, ce dorim să devină sistemul de sănătate și ce putem din ceea ce dorim să facem, într-un termen pe care trebuie să ni-l asumăm cu toții. Cu toții mă refer atât la autorități, cât și populații și, în ultimul rând, profesioniștii din sistemul sanitar. E, în ultimă instanță, o perspectivă de asumare și de responsabilitate. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnule consilier prezidențial. Eu aș mai spune un lucru care cred că ar trebui să se refere nu numai la profesioniștii din sănătate și la cei care administrează sistemul de sănătate, ci și la populație în general. Și aici cred că o să fie, de fapt, cel mai greu, va fi reforma de mentalitate. Pentru că dacă nu o să reușim reforma de mentalitate, atunci nu o să reușim nici reforma sistemului de sănătate. Două întrebări care sunt legate. Domnul doctor, spune de acum, Teodor Blidaru, care a fost președintele studenților, asociațiilor studenților la medicină din România și care reprezintă inclusiv la nivel internațional, și domnul doctor Mihnea Samoilă, medic șef la OMV Petrom, ambii au întrebări legate de dezvoltarea parcursului profesional, mai ales pentru tinerii medici, în domeniile sănătății publice, epidemiologie, sănătate publică, probabil și microbiologie, sper și eu. Sigur că, vedeți, noi acum ne găsim într-o situație în care ar trebui să identificăm nu numai nevoile de resurse umane, ci și locurile unde acești oameni se pot pregăti. Să știți că în domeniul epidemiologiei, în momentul de față, cred că nu că sunt puține locuri, sunt puține persoane pregătite să ofere acestor tineri nivelul și tipul de cunoștințe de care au nevoie ca să poată să funcționeze într-o societate modernă din punct de vedere al sănătății publice și să ofere autoritățile ceea ce așteaptă autoritățile, de fapt, de la ei, servicii de sănătate publică în domeniul supraveghere și controlul bolilor, transmisibile și netransmisibile, diagnosticului de laborator și așa mai departe. Cred că rolul Institutului Național de Sănătate Publică, împreună cu universitățile, bineînțeles, cred că ar trebui să fie și de coordonare a acestor programe de training, încât oamenii să nu învețe lucruri de care nu au nevoie și despre care ar putea să citească în cărțile de istoria epidemiologiei. Și istoria este bună, dar probabil că e momentul unei schimbări în momentul de față. De fapt, noi atâta, singurul lucru pe care l-am făcut a fost să mărim numărul de locuri la rezidențiat, dar dincolo de chestiunea asta, ce fac acești rezidenți în mod efectiv, ce perspective profesionale au acești rezidenți, care este modul în care ei sunt apreciați, este a fost mai puțin abordat. Eu discut inclusiv din punct de vedere al microbiologiei, care a suferit o lovitură foarte rea, foarte grea în luna februarie, prin emiterea unui ordin de ministru care a compromis într-un fel perspectivele acestei specialități. Sperăm acum că toți suntem împreună cu reprezentanții Ministerului Sănătății, Administrației Prezidențiale, să corectăm această eroare și să putem să mergem pe un trend european așa cum ne-am dorit atunci când am reînființat specialitatea în anul 2016. Și o ultimă întrebare pe care am găsit-o, doamna Dinu, cred s-ar putea să fie de la compania GSK, se referă la dezvoltarea programelor de vaccinare în contextul epidemiei cu noul coronavirus. Aici am două comentarii. Sigur că sunt colegii care sunt invitați să intervină și ei la aceste două întrebări pe care le-am comentat eu. Deci unul este legat de sustenabilitatea, de reziliența, dacă vreți, că tot discutăm de reziliență, programului național de vaccinare în contextul epidemiei cu noul coronavirus, și programul de vaccinare a suferit, cu toate că noi, ca și oameni de sănătate publică, am încercat să menținem funcțional acest program, mai ales că, știți bine, acoperirea vaccinală în România
nu este printre cele mai grozave. Chiar și legea vaccinării a fost oarecum în dezbatere, văd că iar a morțit dezbaterea legată de legea vaccinării în Parlament, Camera Deputaților mai exact. Și cel de-al doilea lucru este cum ne pregătim pentru iarna anului 2020-2021 din program, din punct de vedere al vaccinării antigripale, mai ales la categoriile la risc, care sunt supuse acum unui risc multiplu prin apariția posibile infecții cu noul coronavirus. Din fericire, măsurile generale de prevenție sunt similare la cele două afecțiuni, gripa și COVID, dar gripa beneficiază, ca așa cum știți, de un vaccin specific. O să vă rog să interveniți, să rog toți speakerii să intervină dacă doresc pe aceste două întrebări, ca să putem să tragem o concluzie și să încheiem sesiunea noastră. Vă rog. Doamna doctor Pistol, dacă dorește. Eu, singura intervenție pe care aș putea să o am este referința dumneavoastră, domnului profesor, la Institutul Național de Sănătate Publică în pregătirea rezidenților, pe care o susțin, pe care chiar am solicitat-o în câteva rânduri. Din păcate, Institutul Național de Sănătate Publică nu prea a fost văzut în ultima vreme din această perspectivă, dar cred că se impune ca, dincolo de partea teoretică, să existe și o parte aplicată de in-job training pe care orice persoană care se pregătește în acest domeniu, în Uniunea Europeană, o face. Ba mai mult, aș putea să vă spun că Centrul de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a fost de câțiva ani buni deja agreat, abilitat ca centru de training a programului de epidemiologie de teren al Uniunii Europene și avem deja câteva persoane care au parcurs acest program de pregătire de 2 ani care lucrează la noi în institut. Avem și persoane care lucrează în afara institutului, la Institutul Cantacuzino, una dintre ele. Deci recunoașterea de către Uniunea Europeană a acestor capacități de pregătire cred că ar trebui să se transpună și în recunoașterea de către universități sau cine trebuie a institutului în pregătirea rezidenților. De ce? Pe de o parte, pentru că, într-adevăr, epidemiologia modernă este un pic alta față de ceea ce scrie în manuale. Pe de altă parte, și pentru că acești tineri au nevoie să le fie foarte clar și explicit care este perspectiva lor profesională de carieră, să-și înțeleagă rolul și responsabilitățile. Pentru ca să evităm acea fugă pe care mulți dintre rezidenții în epidemiologie o practică, intră în primul an în rezidențiat, merg în catedre, unele persoane le spune ce, Doamne, iartă-mă, te-ai făcut și epidemiolog ca să te găsească toți vinovadă de toate. Tinerii se sperie, nu înțeleg ce se întâmplă, nu înțeleg ce ar avea de făcut, nu înțeleg ce rol au și preferă să dea rezidențiatul încă o dată și să-și aleagă o altă specializare. Și asta, repet, pentru că nu au această oportunitate să vadă cu adevărat ce înseamnă această specialitate și cu ce ar putea ei contribui și care le-ar fi viitorul. Mulțumesc! Yes, Miliana, please. Thank you, Alexandru. Just to add to this reflection, actually, that all these areas for improvement that you have enlisted here are not specific for Romania. They are actually very common for other countries.
And this is exactly what has been recognized by WHO and actually in our collaborative work. And there is a guidance again, I'm back to this essential health services, which tells about governance, health system governance, which tells about disease management, which tells about strengthening health workforce, as it was mentioned in the chat box, immunization. We haven't talked today about other services that are also important for Romania, and this is tuberculosis, this is antimicrobial resistance. So it's all somehow recognized in other countries. And we do have a capacity as organization, as collaborators, to deal with it as and to look into it as way forward to build back better. And if I may just, as you were all talking about challenges, let me just reflect and say that you should look into your strengths as well, as there are many. And this is something that also contributed to the response and it also contributed, I have to say, to the success of this response. And I would like really to thank to presidential administration and state councilor Paun, to Institute of Public Health, Ministry of Health, to civil society as well, because without civil society and without patients and their voice, we simply couldn't understand what is really needed. And I look forward to continue working together. Thank you. Thank you. Mulțumim, Iliana. Aș vrea să, dacă nu mai sunt alte intervenții, mai sunt alte intervenții, vă rog? Aș vrea să sumarizez concluziile întâlnirii de astăzi, acestui webinar organizat de Institutul ASPE în România. Deci este vorba, în mod clar, am reușit să aducem, cred, în atenție trei dintre temele la care trebuie să lucrăm ca să asigurăm reziliența sistemului de sănătate în România. În primul rând, regândirea sistemului de sănătate publică, în mod evident. În al doilea rând, asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru pacienți, inclusiv în situații de criză, lucru care a fost realizat într-o măsură variabilă în funcție de fiecare situație din această țară și implicarea pacienților atunci în luarea deciziilor care îi privesc direct, în chiar și în situații de criză. Și al treilea lucru pe care l-a subliniat doamna consilier prezidențial Diana Păun este identificarea, maparea nevoilor de sănătate, nu din considerente politice, ci practic de ce avem într-adevăr nevoie. Eu aș adăuga aici faptul că dacă nu dezvoltăm partea de servicii medicale preventive și o să ne referim în continuare exclusiv la serviciile medicale curative, mai ales la cele spitalicești, nu o să reușim cu siguranță să facem o reformă a sistemului de sănătate. Și lucru care ne încurajează pentru viitor va fi cel legat de asistența tehnică pe care o putem primi de la Organizația Mondială a Sănătății în acest domeniu. Există o experiență foarte solidă a organizației în reforma sistemelor de sănătate. Ea face parte inclusiv din acordul bienal semnat de curând la președinție de Ministrul Sănătății și la distanță de directorul regional al organizației, domnul dr. Hans Lughe, și așteptăm să materializăm această asistență tehnică de reformare, începând cu legislația și terminând cu implementarea în practică, și să sperăm că este în sfârșit un real demaraj a reformei sistemului de sănătate, care știți bine că bate pasul pe loc de cam mult timp și au fost tot timpul așa zise reforme care de fapt nu au făcut altceva decât să complice și mai tare lucrurile sau să reducă de fapt accesul la servicii de sănătate. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Mă bucur că am avut o dezbatere așa de, aș spune, diversă și totuși
interesantă, sper, pentru cei care au participat, au urmărit sesiunea noastră. O să facem un scurt document pe care să vi-l trimitem și care să constituie o bază de discuție eventual pentru la forumul de sănătate din această toamnă organizat de Institutul Aspen. Mulțumesc, o seară bună tuturor! Mulțumim. Mulțumim și noi, seară frumoasă!